Prieteni, să nu ziceți voi, asta e partea a doua beciului, să nu ziceți că am făcut doar pentru o filmare cu dat, că le-am mutat într-un loc cu dat, că am făcut cum am putut și am șters, am măturat, am scos afară, vă arăt ce am scos de aici. Am mutat scaunele și aici, ne-am șters când am putut, am putut și eu, am adunat fiarele, ghivetele, cred că l-am putut, borcanele, am închis puțin borcanele de untură. Bine că am mai descurcat așa, nu am făcut așa, cred că trebuia și mai mult. Am luat păianjenii, trebuie să spălăm ușile ăștia. Le spală lumina, adică. Asta și cu aia. Am mutat puțin aia pe de singură, am împins-o. Am pus pe ea ceva să nu intră gândacii, traful. Am așezat cauciucul ăștia, că era de zahăr aici. Le-am pus eu ca tot aici, că dacă vreau unsul, le mutăm în altă parte, în garaj, s-ar trebui. Era tot ăla, nu aici. Aici sunt niște vechituri, ți-am adunat lumina aici așa fel vechi să vinzi și rădița plină. Mă îmbogățesc acum. Când vrei să mai aduni, acolo ai fierul vechi, caragazul ăla, ăsta, ai niște mașini de călcat dacă vrei și pe ăștia, un dozator de cafea aici, ce e, nu este bun, să știi de el. Aici avem sarea s-a udat, aici avem niște lucruri care nu prea le mai folosim noi la bucătării, niște teluri, cuții de rupte, care le aducem aici. Să știți că aici sunt. Un ciocan de la definițele fără coadă, le-am adus aici, poate ne mai trebuie altă dată. Veniți și căutăm aici, când ne trebuie la ale, la alte, veniți și căutăm aici. Am dat cu mătura, s-a udat peretele tot, a căzut atâta de pe perete, tu știi cum m-a căzut aici? Am răcuit cu mătura, de-am în cap, nici nu pot să ajung să mă schimb. Vedeți câte ora, cât e ceva în 4. Ce faci acolo de sculț? Acolo e compotul ăsta. Nu mai e bun. Baterie, mami, ce e ăsta? E un compot stricat. La ora 4 acum am terminat. Am mâncat puțin. Îmi iau o cafea și mă duc în casă să mă schimb, să fac duș, că nu mai pot ce am în cap. Cât de cât eu zic am făcut. Trebuia și mai mult, dar trebuia să am un bărbat, nu un om cu mine. Totuși am făcut așa, în mare. Și așa că să știi că acolo ai pentru fiară vechi. Aia e pentru alea, mai modific eu. Stai să tragi un becul de aici. Să tragi un becul. Păi după cum era aici, am zis să vă arăt și puțin cum am făcut. Să nu ziceți după aia că am făcut pentru filmare, pentru vizualizare, un pic așa că le-am învârtit, că le-am făcut. Mai eu să lumină să iau pe fiară cu soluție. Ușile. Să arată-le acum ce scosul era afară și atât. Acestea sunt care trebuie aruncate și spălate borcanele. Bine că mă ajută lumina de-am dat gamice din afară și butoaiele astea, că nu mai puteam singur. Spăsați-mi puțin din borcane. Bă, stai puțin, că-i de mult compotul ăla. Prieteni, avem damicioanele de spălat. Uite câte gurile. Poate cazi în beci, Leonardo, ia-l lua. Lisa lumină, uite. Uitați-vă, măi, stricați, vă cumpără un cupon, de ce faceți așa? Dami, dami! Mă, cum să te duci tu cu burcanul? Mă, stai că-l duc eu, priviși! Pune pe masă în făișor. Da, da. Și am scos amizanele, burcanele, am scos și o parte din vase, am scos gunoaie aici, bidoane, și ascundea eu un papuci cirmele acolo în beci, hainele lui. Și ascundea și în beci. A zis, are și că a luat niște pături, a dus în rover, în mașină doarme, știai? Nu. Era tine din casă. Nu m-am uitat. Și pe mine nu vai de capul meu. Am scos niște vase, o să mai scoatem din beci, dar să luăm sodă când spălăm curtea, nu? Unele ăștia le mai facem după aia nu mai... Prieteni, am revenit a doua zi după curățenia beciului. Am arătat mai devreme acolo, pe telefon finalul beciului, cum s-a făcut. A rămas să spălăm așa, să gălesc burcanele, prieteni. Să duc gunoaiele și la tombironi, am pus în saci, că am văzut și că mi-a spus în mesaje să pun în saci. Am pus toate gunoaiele, toate borcanele urâte, sticlele urâte. Ce nu era bun. Dar mă dură pe saci. Prietenii, Alina s-a supărat. Ia, arată-ne frezat. Uitați ce șmechere. Nu mă dea acolo, că se supără prietenii când pe acolo. Ne-a dat afară Alina. Din cameră? Da. E nervoasă puțin Alina. Acolo, și de ce e nervoasă? Că nu pot să-i fac eu părul cum vrea ea, coada așa, ce nu pot să mi-l fac mie. Și uitați ce frumos am făcut pe Leonardo Darian, uitați. Albina nu vrea așa. Vă prietenii cu beicola, vedeți cum stă de tare, uite frumos. Albina nu vrea așa. L-am îmbrăcat frumos, șmecher băiatul meu, frumos. S-a supărat, ne-a dat afară. Ia să te filmezi de aici. Ia să...
Ia uite-te aici. Ia să pleacă. Ia să pleacă acasă. Nu știu de ce. Îl ridică el buzii să se vadă picioarele. Așa. Și... ce? Prieteni, vreau să plec acasă. Da, prieteni, o să ne spăl vasele, facem ceva să mâncăm. Ce? Și mai târziu mă apuc să spăl din vulcanii, să arunc cărgeanilor. Nu aș cu știi, nu să le arunc, dar ce miroase aici amurătorile. Hai să vedem cum arată beciul după colecție. L-am arătat, las că e filmat acolo. Ia să mai vedem. Nu mai e bine. Păi, lasă că se vede. Hai, nu mai du-te, eu n-am dut. Lasă ducă Ale, dar nu se vede că am luat beciul. Da, nu se vede. Urâtă de unde să le aruncăm, varza, ăstea. Nu trebuie băgat din canalizare că se înfundă, trebuie să strecur zama, să le aruncăm într-un sac de nylon murăturile. Spăl borcanile, prieteni, cred că și ăștia. Da, da, mici, nu mai lua, numai că te murdărește pe borcan. Nu mai ia. Am revenit, prieteni, la un suc, am ieșit la un suc cu Alexuțu. Alina a plecat, n-a vrut să mai stea. Am venit să ne luăm bureche de vasă, bureche de sârmă, pe cu spăla vasele alea de afară, oalele. Iar și-a luat Alex iaurt de ăsta avea. Cel mai bun iaurt care îl mănâncă Alex pe cu cereale. I-a luat și lui Leon în adu, vă dați seama. Eu tot ce mănânc, mie tot, mie îmi place orice, dar să fie cu cereale. Alex e foarte rece. Și suntem aici aproape la noi, la o terasă. Acum mergem, ne apucăm de treabă. Până de seara avem timp să terminăm tot. Dar nu suntem obligați să terminăm tot, aia e. Facem ce putem. Nu trebuie să terminăm acum, ce dracu, că nu sunt la pușcărie. Nu mă obligă nimeni. Vă zic, dacă pot să spăl damigenii, dacă nu, spăl borcanele și le-am terminat. Pentru că întreb, nu se aude de la mașini, cred că. E zgomot. E zgomot. Nu poți să cred că să-ți sunt damigenile în mâini, să le spăl în mâini, trebuie să le clătesc bine cu oaia de sârmă, cu o perie de aia, nu, una de aia lungă. Dar nu cred că pot să, nu cred că am putere să le țin în mâini, să le învăr. Eu încerc să spăl din damigenile, dar vedem, nu cred, că le sparg. Nu pot să mai țin nici eu pentru că mă dor mâinile. Nu am eu putere de bărbat, chiar așa. Să-mi vârf damigeana în mâini. Ce sunt eu? Superman. Încercăm. Toată lumea s-a dus la piață azi. Noi n-am mers la piață, n-am mers niciune. Mai bine stăm pe aici acasă. Din apropiere, pe lângă noi. Hai că revenim prieteni de acasă. Hai. Revenim de acasă pe glume și duce lumea că ce facem, filmăm pe străză. Hai. Nu vreau de cu mine. Am venit prieteni la bucătărie. Tot la bucătărie, de unde unde va ajungem la bucătărie. Am spus la bătrâni, am mâncat și noi. N-am gătit, am mâncat și noi ce mai aveam pe aici. Carne ăștia, ceapă verde. Nu m-am făcut mâncare. Eu mai târziu să mă spăl alea. Mai mă ajută și lumina mea pe din borcan. Am băgat în damejean în apă să moaie cu felii. Cu unghiul ăsta de vase. Făce mai târziu. E sâmbătă. Lumea mănâncă. Bea să duce la verde, la vizare. Stai un pic. Hmm? Da. Și aia, prieteni, n-am mers niciunde. Doar ce am mers și noi la utila asta aici aproape, eu cu Alex am băut, am luat un suc, am băut amândoi și e mai trei ani o aici să ne cumpărăm atât. N-am mers în oraș. Nu am după ce de fapt multă. Nu îi strâng telefonul ăla, Alex. De ce? Mi se pare că stă deoparte. Așa, așa, da. Și nu știu, prieteni, ce o să mai facem mai târziu, pentru că nu mai promit că facem ceva și după aia să nu facem. E surpriză, revenim mai târziu cu altceva, vedem. Măi, stai, stai jos, mamă, și dă-i și vor... Stai măcar jos! Ca să rog prieteni.
cine-i trimis să salmonezi la pontul tău? Să-i știu abonare mai mult, cum a făcut Leuțul. Să-i jos. Nu fac. A spus de Leuțul și ai văzut cum a făcut. Și prieteni, mă rugăm frumos să vă abonați și la contul lui Alice la Stehaia, chiar vă rog frumos. El a rămas, era premiat, a rămas în urmă cu abonații. Pentru că mi-a făcut modificarea, m-a schimbat conturile și de aia. Voi nu mai știți care e contul lui real. Chiar vă rog frumos din suflet, care e contul tău real? Zi la prieteni. Alice la Stehaia, da? Și-o găsesc, sigur? Nu, și trebuie să mai fac ceva la el, ca să poate să-l găsesc. Păi cum? Nu știu nici. Mai faci ceva la el, nu-i făcut? Nu, că nu-i făcut. Nu-i făcut? E făcut ca dar nu-i făcut să-l găsească. Păi și eu atunci ce zic aici așa? Păi o să găsească, o să găsesc un videoclip și o să intre pe canal. Da, o să găsesc un videoclip și intrați pe canal. Doamne, Sfinte! Doamne, prietenul m-a făcut tare să râd. Că eu nu mai înțeleg niciun nimic, nu mai înțeleg nimic. Că nu știți? Da. Ce să facem, prieteni? Asta e ce. Mai fac ce mai fac, mai fac puțin în pauză, mai târziu venim la Damijani, la Vulcani. Că terminăm vlogul aici sau că nu mă știu? Poate spălăm Damijani, le vă arătăm Vulcani, le vedem ce mai e de făcut, poate facem ceva la bucătărie, nu se știe, surpriză. Nici eu nu știu. Dă-i mai în cap. Nici eu nu am prieteni așa programate. Zic, a, azi fac, aia, aia. Și eu ce îmi vine atunci, pe moment aia fac. Că vreau să mă duc, că vreau să spăl curtea, vreau să fac nu știu ce, să găsesc, că... Mă vom primi noi ceva sere de spălat, mătul puțin pe aici, prin față, scările șterg. Și mai târziu, cum m-am părat amigenirele alea, băgat lumina la moi, de, cu șampon în ele. Dar nu știu dacă pot să le spăl, să le țin în mâini eu singură. Sunt deja mai liniștită, e o zi frumoasă, foarte frumoasă. Liniștită. Care ce zice? Și o să vedeți cum am terminat aici, cât de cât. El trebuia și mai bine, dar nu mai puteam nici eu. Am făcut singură, vă dați seama că era mult. Am mutat-o alea pe acolo, au ridicat scaune de lemn, le-am mutat în partea alaltă. Crăzițele ale mari, postăv de lemn. Și n-am mai putut. Am putut și am descurcat, că ce era acolo, nu aveam pe unde să mai intru în beci. Erau și bitoanele cu murături, cu vază, ușă. O ușă în față, aici nu aveam pe unde să mai trecem. Fiară, plucuri, tot le-am lăsat, n-am aruncat tot. Am adunat ce nu trebuie într-un o parte așa separat, ca să știm de ele, ce sunt cabluri, ălea de care sunt defecte, lucruri care sunt formate, care nu mai folosim, le-am pus într-un colț măcar. Le-am arătat lui Lumina ce mai e pentru fel vechi, să adună acolo mai... Le dă, nu le dă, n-am putut să le scot pe curte, nici pe curte să le scot eu urât să se vadă. Și cam atât, prieteni, vă mulțumim mult de tot și vă dorim o zi plăcută de sâmbătă, cât mai frumoasă. Pa, pa!